e prima mea dragoste. Este o fată talentată, muncitoare. Poate discuta, cred că, cu cei mai mari pictori și sculptori din lumea asta. Vorbește românește cu un accent moldovenesc. Și dorește de mult timp să facă ceva pentru România. Sunt acasă. Aici este casa mea. Un tăietor inteligent și precis, care, cu ajutorul unei coloane de apă de înaltă presiune, în doar câteva secunde, poate face țândări aproape orice material, de la oțel inoxidabil la aluminiu și titan. Astăzi, tăietorul are o sarcină specială. Sub apa tulbure, cu limbi fine, dă viață unor creaturi fantastice. Comanda a fost făcută de un client special, Alexandra Nechita, cea pe care americanii au numit-o Micuța Picasso. Astăzi nu este în atelierul ei confortabil din Los Angeles, unde, încă de la o vârstă fragedă, îmbina cubismul caracteristic operei lui Picasso cu culorile vii ale lui Matisse, dar este tot acasă, în România. Într-o hală în care se fac confecții metalice, Micuța Picasso face artă. 8 ființe nepământene și umbrele lor pe care vrea să le așeze pe pământ românesc, în prima ei expoziție de sculptură în țara în care s-a născut. Un grup de lucrări care este complet diferit de ce am mai făcut și în compoziții, și în temă, și în toate astea. Am încercat totuși să aduc niște elemente care sunt mai familiare, care totuși îmi aparțin mie și cred că e important ca să facă toată povestea. O poveste care prinde viață cu ajutorul domnului Mihai. El are grijă ca plăcile de aluminiu dur să ia formele imaginate de Alexandra. Nu contează, dar aseară mă uitam dacă scoteam noi bugățica aia dintre triunghi și cerc, cu semicercul ăla, ce se întâmpla? Se dezechilibra totul? Nu cred. Mi-a plăcut să particip și eu la creațiile ei, pentru că în bună parte am făcut mici modificări. Dacă ar fi să luăm desenele originale, ideea originală și cea realizată, e puțin și din mine acolo. Da. Mașina are și posibilitatea de a-i ridica apa, să e submersie. Oh, wow, n-am știut asta. Și se diminuează zgomotul și... Da, normal că m-am și stropit. Face parte din poveste, nu se poate. Eu cu domnul Mihai ne-am înțeles de la început, din prima clipă, atât de bine și am lucrat super ușor împreună și o dinamică așa, într-adevăr, foarte, foarte ok. Mihai! Faceți o poză și cu mine? Vă rog, ca să avem... Super, hai! În acest fel, mai bine de 2 tone de aluminiu au fost tăiate în figuri menite să spună o poveste, așezate țanțoși pe soclu. Pentru asamblarea lor a fost însă nevoie de alte mâini pricepute. Da, super! Wow! Perfect, da! Mamă! Ce tare! Bravo! Bravo, 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 bravo! Sunt șlefuite? Da, sunt ca să prindă culoarea acrilul pe suprafață, să aibă puțin texture. Mama, asta îmi place la nebunie! Materialul folosit, acest duraluminiu, este un material foarte bun. S-a găsit și dimensiunea perfectă și grosimea respectivă ca să poată fi manipulate. Nu, asta e super, super tare, Doamne. Mulțumesc din suflet pentru tot. Bravo! Acesta a fost însă doar începutul. Pentru Alexandra, munca cea mai grea s-a desfășurat în holul unui centru cultural din București. Acesta a fost atelierul ei timp de 3 săptămâni. Culoarea e prima mea dragoste de când am fost mică. Întotdeauna mă întrebam cum pot să fac culoarea asta, cum pot să amestec culoarea asta cu asta. La București și-a adus numai puțin de 30. În plus, 10 de pensule, o boxă din care să-i cânte muzica preferată și niște haine comode. Dacă ar fi după mine, aș sta toată ziua și toată noaptea în atelier, deci e clar că
Am nevoie de alte lucruri ca să mă detașez de starea asta. Obișnuită, încă de mică, să amestece culorile în lucrările ei, artista a ales, de data aceasta, să le facă monocrome, pentru ca ele să nu poată exista una fără cealaltă. Da, sunt de elemente de fantezie, elemente de... Dar cred că asta întotdeauna a fost ceva care a fost parte din munca mea, jocul ăsta. Între ce e adevărat și nu e adevărat. Ce e real, ce e real. Este în continuare un copil în tine? Sper că este un copil în fiecare dintre noi, că ar fi tristă viața dacă nu. Zi și noapte, pensulele au întins culoare pe scheletele dure. Dacă nu stau la birou de la 9 la 5 și crap în față la un calculator, înseamnă că nu fac ceva obositor sau nu fac ceva care îmi scoate viața și zilele din mine, dar de fapt este o oboseală atât de intensă și bază emoțională. Deci eu când lucrez în atelier și 2 ore sau anumite zile când aici lucrez câte 10-12 ore, eu plec efectiv călcată de tramvai. Deci eu m-am lăsat în mine aici, adică eu tot ce a existat în mine în ziua aia, în momentele alea, este acum asta e versiunea externă de ea și este foarte obositor. Obosită și, în plus, cu dorul de familie în suflet, Alexandra a fost nevoită să înfrunte și o mare spaimă. Fiica ei de 2 ani și jumătate s-a îmbolnăvit. Medicii păreau depășiți de situație. Au schimbat antibioticul pe perfuzie de 3 ori până ceva a stăpânit febra. Deci era în spital pentru 6 zile a stat în spital. Nu știu ce să-i facă. Au trimis 120 de doctori, specialistul ăla. Am crezut că mor, am zis că gata. Fetița a tot făcut febră mare și multe zile la rând și au trebuit să o interneze și chiar a avut o intervenție chirurgicală. Am avut vreo 4 zile de chin, dar am trecut cum trec peste toate. Nu a avut însă liniște până n-a văzut-o în România. Am aterizat și ea doarme, nu se mișcă. S-o iau dintr-un somn acum, vai de mama ei, cred că... Să o doară undeva când mă vede, da? Poate că o convinc să mă iubească când vede că am luat niște cadouașe acasă și am adus baloane. Asta e tactica mea, am venit cu baloane. Abia o aștept, e 1 dimineața! Mi-a zis că a dormit super bine, din LA până în Londra, a dormit din 10 ore jumătate, 11 ore zbor, a dormit 10, deci a dormit, a stat trează vreo 45 minute și a dormit super ok. Chiar mi-a scris Dima, zici că ai făcut-o pe avioane, că... A zis, păi clar că e copilul meu, eu efectiv am crescut în aeroport. Ia chiar să o sun pe maică mea să-i zic că au aterizat cu bine. Ce faci, mam? Sunt la aeroport și o așteptăm pe iubita și da, au aterizat, doarme, a zis Dima că doarme, nu pot trezi deloc, absolut deloc, doarme tun în cărucior și acum au trecut, trec la pașapoarte, la passport control și apoi la bagaje și apoi la mine, să iubesc, să mănânc. La aeroport, minutele de așteptare s-au scurs ca orele. Iubire, copil! She's a sweetie. Asta e Tevi, iubita mea sculată din somn. Și mama, bunica mea Elvira și soțul meu Dima. Da, iubiții mei toți au venit. Cu toții abia așteptau să vadă lucrările pentru care Alexandra a stat departe de ei. La atelier însă, surpriză. Câteva brațe puternice le pregăteau de drum. Lucrările au fost duse într-o vopsitorie auto, unde au primit un duș menit să le facă și mai rezistente. Între
Între timp, și Alexandra a avut un drum de făcut. Scuzați de deranj, știți cum am de Mihai? Mihai! Am vrut să vă dau o mică... Nu se poate! O mică mulțumire! Vă mulțumesc pentru tot! Fără dumneavoastră nu se făcea nimica. Sunt oameni care ajung la un anumit nivel, la niște standarde înalte, cum a făcut ea, dar după aceea ajungi greu să comunici cu ei. La Alexandra nu e cazul. Alexandra încă e de-a noastră. Acum, după 3 săptămâni de muncă, a venit momentul ca lucrările viu colorate să iasă la plimbare. Am început să instalăm lucrările, sunt terminate de bucurie. Astăzi m-am trezit cu așa un gol în stomac, cu emoții neclare, eram și fără răbdare, mă trezisem și cu un entuziasm și o fericire. Era așa un amestec de stări pe care nu prea știam să le identific, dar cum am văzut, cum le-am văzut de fapt și împachetate, erau ele în bubble wrap-ul lor, nu mai puteam, așa mă lasă, așa îmi bătea inima, îmi sărea din piept. Sunt super fericită și mândră și, cum să zic, de munca mea, de munca la toți care au făcut parte din proiectul ăsta. Sculpturile au fost așezate pe pământ românesc, așa cum și-a dorit creatoarea lor. Iubire! Vine să vezi! Să rămână! Uite că a pus prima acum, chiar acum a pus-o în picioare prima. Uite, mami, a venit prima! Asta roz! Îți place? Vezi ce frumoasă să fie așa? Și uite, alea sunt restul, vezi? Toți nenii aia le despachetează. Nu știu, vezi. Îți place? Ea le pune într-un parc, lucrările, și invită lumea să le atingă, să se împrietenească cu ele. Este o altă mentalitate decât cea de muzeu în care spui asta e lucrarea, nevoie să te apropii la mai mult de un metru, nu cumva să pui mâna că sună alarma și așa mai departe. Sunt super fericită, foarte, foarte fericită și abia aștept să vină lumea și să fie alături de lucrări și să aud și eu ce părere au. Bune, rele, le primesc pe toate. Ziua vernisajului a găsit-o cu mai multe emoții decât și-ar fi imaginat. La 32 de ani, după ce a expus din Statele Unite până în Japonia, trecând prin Europa, cea alintată de jurnaliști și critici, deopotrivă, micuța Picasso, expune din nou în România. Alexandra Nechita! Bine ai venit, Alexandra! Spune, bine ai revenit acasă! Mulțumesc tare mult! Pentru participare și vă mulțumesc din suflet că ați ieșit și ați avut curaj în fața la o vreme destul de capricioasă. Astăzi am avut puține emoții. Tevi n-a vrut să se desprindă din brațele ei. În schimb, soțul și cea mai bună prietenă au admirat-o de la distanță. Îți place să desenezi? Da. Da? Mă duc la o școală de artă. Bravo! Păi trebuie să-ți faci timp neapărat. Da? În fiecare zi faci câte o schiță. Bine. Promiți? Da. Perfect. Ai un pix? Tevi a dat și ea autografe alături de mama ei. Oricum, îi calcă pe urme. Cam mâzgălește, zice maica mea că ea de fapt e mai eficientă decât am fost eu cu pereții și... nu știu. Îți place să pictezi, mami? Vrei să pictezi ca mami când crești mare? Da. Da? Părinții au ținut pumnii de la distanță. La fel și Nadia Comăneci. O cunosc pe Alexandra de când era mititică, de când avea 5-6 ani. De fapt, am copilărit cu părinții ei spre sfârșitul anilor 70 la Onești. Este o fată talentată, muncitoare și dorește de mult timp să facă ceva pentru România. Mă bucur că a reușit să facă acest lucru. Succes, Alexandra, și bine ai venit acasă! O ador și mi-a transmis multe felicitări și mă bucur că am un grup de oameni alături de mine întotdeauna care... chiar mă susțin și cred în mine și asta este cel mai frumos lucru. Nu mi-aș dori absolut nimica mai mult. Nadia are în colecția personală 2 lucrări semnate de Alexandra. Tony Blair, Sir Elton John, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și Calvin Klein sunt bucuroși și ei că pot admira zilnic, în casele lor, un Nechita. Românii au acum o colecție întreagă. Timp de o lună, cele 8 creaturi fantastice rămân în parcul din fața Ateneului. Să inspire, să distreze și chiar să danseze, așa cum fac în imaginația micuței Picasso.
Felicitări! Mersi! Ador Abi. Ador lucrările tale și ador ceea ce faci. Dar mi se pare toată povestea asta, pentru faptul că e legat de România și de întoarcerea ta acasă, parcă e pentru mine cel puțin o emoție suplimentară. Da, nici nu mai am cuvinte. Cum a fost să te uiți acum? A fost, am trăit din nou emoțiile care încă nici acum nu cred că am terminat să le trăiesc. În continuare este senzația asta, o fericire extremă care nu pot măsura, o mândrie și, cum să zic, faptul că am realizat ceva care mi-am dorit, deci de atâta timp mi-am dorit, dar într-un timp atât de scurt, mi se pare, sunt foarte, foarte happy. Ce le spune celor care vor merge sau care au văzut deja lucrurile tale? Povestește-le ceva despre ele. Cine sunt copiii aceștia ai tăi? Pentru că sunt copiii tăi, nu până la urmă. Exact că sunt, da, așa sunt toate lucrurile mele. Sunt o extensie de ce sunt eu, de stările pe care trec eu, perioadele mai ușoare, mai frumoase, mai grele, mai dificile în viață. Și în ultimii câțiva ani a fost așa o căutare, o regăsire pe care încercam să o înțeleg mai bine, de identitatea mea, de ce înseamnă rădăcinile mele, dincolo de asta, o căutare ca o femeie, tranziția asta de a fi, a deveni o mamă, care este ceva extraordinar de profund și încă nici acum n-am înțeles-o, e o responsabilitate pe care n-am simțit-o până când am avut-o pe Tevi. Nu mai ești tu și e ceva greu de înțeles. Și toate schimburile astea pe care le-am trăit eu în ultimii câțiva ani și dorința să totuși să mențin identitatea mea ca artist, sunt niște idei și teme pe care le-am explorat în seria asta de lucrări. Deci este contradicția asta între idei, opusurile, ce înseamnă să crezi într-o realitate, ce înseamnă să speri într-o fantezie, ce înseamnă... Este un contrast complet în fiecare lucrare. De asta, de fapt, și ele sunt lucrate pe două panouri și, efectiv, sunt aceeași imagine, dar reversată. Deci asta e un comentariu, iarăși, pe ideea de dualități. Și tema asta, în general, a fost pentru mine o descărcare emoțională și din toate punctele de vedere și acum parcă într-un fel și o greutate s-a dat jos de pe umerii mei. Nu numai că am completat o serie de lucrări care au fost ambițioase, dar emoțional cred că am crescut în ultima lună jumate, două luni, de când le-am dat viață. Care a fost momentul în care ai realizat că așa vrei să fie, că așa vrei să arate, că nu mai ai nevoie să mai cauți și că poți să pui degetul să zici asta e? Momentul ăsta nu există. Nu există. Nu există, din cauza că ele au un suflet care trăiește și trece orice timp. Nu, ele nu au doar un început, dar n-au un sfârșit. Este pur și simplu un schimb între mine și materiale, între mine și lucrarea respectivă, în momentul ăla unde este o respingere pe care o simt fizic și nu mai pot lucra. Efectiv, îmi vorbește și îmi spune gata, ajunge. Dar dacă aș fi să mă întorc la ele acum, cred că aș putea să le readresez dintr-un punct de vedere complet diferit, cu ochi diferiți, cu energie diferită, cu o stare complet diferită. Nu le consider completate, nu le consider că gata, they're finished. Care a fost cea mai interesantă reacție pe care ai avut-o? La momentul vernisajului, la momentul deschiderii sau eu știu după? Cea mai interesantă probabil a fost în timpul instalării, când trecuse un cuplu mai în vârstă și nu păreau impresionați de lucrurile respective, deloc. Și oamenii din jurul meu au simțit nevoia să mă încurajeze, să spună că oh, it's ok, dar eu am zis că e normal asta, este natural și de fapt de asta mă expun în felul care mă expun, că sunt pregătită să am reacțiile astea. Deci pentru mine abilitatea să provoc orice stare în cineva e un semn de succes ca artist. Ce vei face cu lucrările? Cât timp sunt expuse? O lună? Rămân pentru o lună în față la Ateneu, da. Și apoi sperăm să mai facem anumite evenimente cu primăria în București pentru timp de un an și apoi după aceea
ne gândim cum putem să rămână aici în permanență. Deci ele sunt făcute aici să rămână aici. Și ce planuri mai ai tu pentru România? Mai există vreun plan sau... Păi asta e problema. Nu, problema este că deci le-am văzut realizate, le-am văzut terminate în ziua în care se instala lucrările și gata, am zis ok, a început rotițele să meargă în capul meu. Cum mai pot să mai fac asta? Cum mai pot să mai fac aia? Mai ales acum că am dat de un grup de oameni, la băieții care au tăiat, la băieții care au sudat, a intrat în mine așa o energie foarte sigură și plină de viață ca să vin înapoi cu proiecte și mai puternice și totuși aș vrea să funcționez și pe plan în afară de a expune. Vreau foarte mult să pot să fiu un exemplu pentru artiști tineri și tineretul care are o pasiune pentru arte și să le amintesc că există oportunitate și să poate și să fiu dovadă că când te ții, normal că este un amestec și o combinație de foarte multe lucruri, trebuie să existe sinergie între foarte multe elemente, dar dacă crezi tu în tine și muncești non-stop, să poate întâmpla. Domnul Badea n-a venit încă, data trecută nu știe cine, între timp ai aflat. Normal. Sunt curios dacă a trecut prin fața tenorului și dacă a văzut și era curios de reacția lui. E vreo reacție a cuiva care te interesează în mod special, știi? Sunt oameni care sunt în zona artei sau care, nu știu, au o activitate din asta care e expusă publicului și sunt interesați de reacția cuiva. Că există cineva o reacție care te interesează în mod special? Nu. Ironia aici este că lucrările astea au fost făcute pur și simplu pentru toată lumea. N-a fost un exercise pentru mine să dovedesc la o anumită lume sau audiență ceva. A fost pur și simplu să am oportunitatea să democratizez arta, să fie o experiență pentru toată lumea și oricine. Cei care au o specialitate în artă, care au un interes personal, cei care sunt educați, cei care colecționează, până la cineva care trece printr-o pauză de la servici sau merge să-și ia copilul la școală sau se întâmplă să oprească pe o băncuță să își mănânce lunch-ul. Pur și simplu să fie pentru toată lumea. Deci, în cazul ăsta, n-am avut o strategie din punctul ăsta de vedere. Am vrut foarte mult să fie tot publicul expus și toată lumea și oricine să bucure de ele. La sfârșitului, totuși, trebuie să fii gândit ce se întâmplă cu lucrările, nu? Da, normal. Ce se întâmplă cu ele? Vrei să rămân aici, dar cum? Absolut, vreau să rămân aici. Ele au fost făcute... ca să stai afară, asta e toată ideea lor și asta face și parte din dualitatea asta care vorbeam că este jocul ăsta între lumină, între natură, între o imagine destul de abstractă și poate în anumite momente artificială, deci piele cel mai bine o să funcționeze afară, deci eu sper ca să rămână afară, în aer liber și să facă parte din geografia, din străzi, din energia unui oraș. Noi când am văzut anul trecut, tu urma să te întorci la Vaslui, să mergi la o tabără la Slănic, ai mers în România, te-ai întors după atât de mulți ani de zile, în tot felul de locuri, acasă, cu cei dragi, ai întâlnit studenți, acum ai venit în București, ai stat aici. Există, tu spui că România e acasă și așa te-ai și comportat în toată această perioadă. Ai găsit cumva în toate locurile astea de ce îi spui acasă sau de ce cumva nu e doar o casă prin faptul că te-ai născut aici? Eu cred că este un progres foarte natural să-ți găsești inspirația de fapt de unde ești. Și cred că asta este pentru mine. Cred că mă inspiră din punct de vedere creativ starea și emoția pe care o simt când vin aici și când mă alătur de familia mea de aici, de oamenii pe aici din România și nu sunt sigură încă dacă pot să pun în cuvinte exact ce simt, dar știu că mă pot exprima prin desen, prin linii, prin culoare și asta e suficient pentru mine. Încă sunt în căutare. Da? Da.
Mircea cred că e pur și simplu fascinat, se uită la televizor și a uitat să vină în studio, ceea ce nu e nicio fel de problemă pentru că mai avem foarte multe de povestit. Ce planuri ai acum? Deci rămâi până la sfârșitul expoziției, stai pe toată perioada, ce planuri ai acum? Mai stau până la începutul lunii, voi da drumul la Lumina Roz pentru Fundația Renașterea pe 1 octombrie, sunt foarte fericită pentru că pot rămâne pentru asta. Mă întorc acasă, am o pauză așa mini, să mă reechilibrez puțin cu timpul și cu oboseala și mă pregătesc pentru două expoziții pe care o să le am în primăvară în state, una în Texas și una în Florida, și între timp să mai developez niște idei pe care aș vrea foarte mult să le pun în acțiune aici. Ce expoziție ai în Texas și în Florida? O să expun o serie de lucrări noi care sunt o combinație de colaj cu gravură pe hârtie, destul de diferite, cu un amestec de culori foarte metalizate, și vor fi cam o serie de vreo 60 de lucrări noi pe care încă trebuie să le termin. 60 de lucrări noi. Și cât sunt din aceste 60, câte sunt terminate? Poate jumate. Sperăm că my art dealer doesn't hear that. Dar sunt foarte spornică și sunt, cum am spus, plină de inspirații. Și mă întorc acasă cu multe povestite în lucrări. Cât despre reacția celor dragi, reacția bunicii tale care este cu tine, reacția soțului tău, ce reacție au avut când au văzut ce ai făcut în toată perioada asta? Mama, bunica mea, în ziua de instalare, deci ea s-a abținut să nu-mi spun, să nu mă descurajeze, dar mi-a spus că nu-i venea să creadă. Ea n-a crezut că eu pot face față, știind cât de scurt a fost timpul și a știut și singură și asta și asta, a zis că o să-i fie foarte greu și se ambiționează prea tare și mi s-a spus că ei între ei vorbeau acasă și se gândeau că ar trebui să-mi spună că mă înscriu la prea mult, dar uite că am putut. Și până la sfârșit au fost foarte mândri și fericiți și e cel mai frumos să poți să împărtășești momentele astea cu cei care iubești, că în rest fără îndoială, mândri și fericiți suntem și noi pentru faptul că ai reușit frumos. Și pentru ceea ce ai făcut, pentru că nu a fost doar un sprint, nu a fost doar ideea că o să reușești să faci într-un termen foarte scurt, ceea ce ai reușit e fantastic. Bună seara, Mircea! Bună seara! Ce faci?